Grupul de studenți francezi a poposit la Câmpul Lung în urmă cu aproximativ o săptămână. În colaborare cu Universitatea din București, au realizat câteva studii peisagistice în câteva zone importante din municipiul nostru. Rezultatele au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe la care au participat atât studenții francezi, cât și profesorii coordonatori. Donc nous nous présentons, on est une école de paysage française qui s'appelle l'ESSAGE, c'est l'école de la transition. Là, on est venu ici deci ei reprezintă școala de peisaj ESSAGE din Paris, care este o școală despre peisaj și tranziția energetică. On est venu avec les étudiants de 3e année. Am venit cu studenți din anul 3. Avec l'intention de travailler en partenariat avec l'école de Bucarest. Și cu intenția și am și organizat un parteneriat cu școala de peisagistic din partea din București. Pour mener ici dans la région de Câmpul Lung, un programme sur 3 ans autour du paysage. Pentru a dezvolta în zona Câmpul Lung un parteneriat, un program pe 3 ani pe tematica legată de peisaj. Nous travaillons avec les 3e années sur des thématiques plutôt de grands paysages, de grands territoires. De obicei lucrăm cu anul 3 pe teme legate de peisaj la scară mare, de teritoriu. Avec une approche du paysage comme projet de territoire. Cu abordarea despre peisaj legat de ideea de proiect de teritoriu. Un espace du vivre ensemble, une volonté d'accompagnement aussi des changements qui vont arriver. Un teritoriu, un spațiu pentru viața comunitară care se va pregăti de schimbare din timp, ce se va întâmpla în viitor. L'année dernière, nous avions déjà travaillé avec Nicolas sur un site UNESCO à Volvic en France. Anul trecut am lucrat cu Nicolas pe un sit care este clasat UNESCO în Franța, în zona Auvergne, Volvic. Pour accompagner la ville dans la définition de sa stratégie de territoire, sa politique d'aménagement et ses espaces publics. Unde am lucrat cu orașul Volvic și am ajutat pentru strategia de dezvoltare legat de vegetalizare. Et dans tous ces projets, on travaille aussi avec les collectivités. Și în toate proiectele încercăm să lucrăm, să ne conectăm cu colectivitățile locale. Et à la fin, nous rendons un projet et une publication regroupant l'ensemble des propositions faites pour les étudiants qu'on laisse à la mairie comme base de travail pour eux. Și la sfârșitul atelierul ăsta pe anul ăsta va fi o publicație cu toate proiectele care va rămâne baza pentru idei de dezvoltare în viitor pentru comunitate. Fiecare student și-a prezentat în câteva cuvinte lucrarea care a fost adoptată unei zone în care a lucrat. Deci noi vrem să lucrăm pe mozoleul de la Mateiaș. La première chose qui nous a paru intéressante, c'était les enjeux intercommunaux. Entre la ville de Valea, Mare, Pravat, Blagoslavele et Stonești. Cu problematicele de început care vor fi legate de intercomunalitatea și cum împărțim această zonă între comuna Valea Mare, comuna Dragoslavele, comuna Stoinești și orașul Câmpul Lung, că toți au câte o bucată în zona asta. Nous avons aussi voulu travailler sur les espaces servants et servis, donc les espaces vraiment fonctionnels. Et c'est des espaces de vie qui nous permettent de lier le mausolée à tout ce qui l'entoure, comme les restaurants et les autres sites, que ce soit des escaliers, des ponts, des routes. Vom lucra și pe tipologie de spații care sunt folosiți și care pot fi folosiți cu diverse scopuri, accessibilitate, activități, restaurant, drumuri, pasarele. Ensuite, nous avons voulu mettre en scène ce patrimoine dans le paysage. Par la mise en relation du patrimoine vivant, culturel, du souvenir et d'amener le mausolée à la ville et au paysage qui l'entoure. Déjà, elle était longue la phrase. Chi, vraiment, attends, vas-y, refais-la un peu là. La mise en scène du patrimoine. C'est pour Neminchena, patrimonio. Du paysage. Patrimoniul legat de peisaj. Donc dans la mise en relation du patrimoine vivant, culturel. Cu relația cu patrimoniul vie, culturel și legat de amintiri, de istorie. Et enfin, nous avons voulu travailler aussi sur la composition des vues avec les opacités sur les vues de l'usine, Și o să abordăm și problema de vizibilitate, cum percepem fabrica de ciment sau partea cealaltă prin pin, de tot ce va fi legat de covizibilitate cu peisajul. Et notamment le fait que le mausolée est le point de bascule entre le paysage agro-silvopastoral et le paysage industriel.
Și în mod deosebit faptul că mozoleul este un punct de basculă între peizajul agro-silvopastoral din Valea Dâmboviței și peizajul industrial în legătură cu combinatul de ciment de la Holcim. Din partea studenților francezi a vorbit un român care este și el student în Franța. Sunt student în Franța și aveți și români în Franța care eu sunt din Maramureș. Acum descoperim zona asta și am vrut să vorbesc în numele lor ce părere au. Eu vorbesc în Franța despre România pentru ei așa, mi se pare ceva doar pe gânduri, ce descoperă, ce aud, folclorul așa le place foarte mult. Prima venire aici deja a fost așa, subjugați un pic de venire, am fost pe bus de la București, văzând casele, râurile, oamenii cu oi, vaci, le-a plăcut foarte mult și mulți sunt atinși deja de ce simt, pentru că în Franța se cam pierde tradiția asta de pastoralism și de toată tradiția asta folclorică, nu prea avem în Franța și le place foarte mult. Deci așa ca senzații pentru noi, vorbesc și pentru poate încadrați, e ceva foarte plăcut să descopere elevii din Franța, chiar și România. România nu e București, adică un punct de vedere economic și de așa avansare, da, dar tradiția folclorică, mâncărurile, pastoralismul, ieșirea, pădurile, la ce ținem noi, asta descoperă acum și la mult le place foarte mult. Deci am vrut în primul rând să vă mulțumim, am vrut să mulțumim și pe Dorin, ne-a primit aici, foarte implicat toți, le place foarte mult și așa cuvânt din inimă vă mulțumim că descoperă ceilalți România, care e România adevărată și o să facem tot posibilul ca să avansăm pe proiectele, dacă o să poată să vă ajute în 50 de ani, 60 și pe copiii voștri și pe noi. Mulțumim frumos! Lucrările studenților vor fi strânse într-un album referitor la cum va putea renaște Câmpul Lungul cu ajutorul noi amenajeri peisagistice, iar conducerea municipalității va putea avea acces la el și chiar să-l folosească în cazul în care va considera că este necesar.